meu, în momentul respectiv, situația era următoarea. Ansamblul cel vechi, care știa să danseze, nu vroia să plece în China. Ansamblul cel nou, care vroia să plece în China, nu știa să danseze. Ăia mici așteptau să pornească nunta în sala alăturată, credus în sala să-și facă și o dată joată nunta. Le promisesem ce era să fac. Și comisia de la București trebuia să pice din clipă în clipă. Vă dați seama, domnul meu. Păi venea comisia de evaluare de la București ca să evalueze rezultatele ansamblului și eu nu aveam ce să îi arăt. Dai seama ce situație. Ne scădea ratingul de comună. Și vorba ne-ar fi găsit și în toi nunții, dacă îi lăsam băiat să pornească nunta așa cum vreau ei, ce-ar fi zis? Ce faceți, bă? N-ați făcut nimic? N-aș mișca nimic și voi petreceți? Nu s-a putea. Și atunci am stat, m-am gândit mult. Și până la urmă m-am hotărât. Și am zis: bă, ia să ne băgăm noi picioarele în gips. Ne băgăm picioarele în gips și așteptăm. Așteptăm comisia. Așteaptă toată lumea. Așteaptă nunta, așteaptă staful primăriei, așteaptă toată comuna. Da! Trăiți! A venit? Bă, tu vezi pe cineva de la București, aici? Nu? Și ce concluzie tragi? Că n-a venit? Hai, gata, măi, nu mai râdeți, măi. Deci n-a venit. Ia-mi cu el la post? L-am urcat în podul școlii. Dacă vede vreo mașină venind, fluieră de trei ori. Așa, foarte bine. Hai, du-te și tu înapoi la locul tău. Dă, primar, voia să vă spun ceva. Au venit oamenii ăștia cu vitele de la câmp. Îi țină marginea satului să nu intre. Da. Sunt și ăștia cu căruțele pe care îi țin de la prânz să nu iasă pe ulițe. Așa, eu zic să dăm drumul la trafic. Nu dai, dragă, drumul la nimic, domn. Am înțeles, trăiți. Bă, ăștia un nebunie. Bă, voi ați înnebunit? Nu v-am spus eu că nu începe nicio nuntă până nu vine comisia de la București? Haideți, domn primar, pe ce nuntă e asta? Nu bem, nu mâncăm, nu nimica și mai am și piciorul în ghips. Ziceți, mă! Mă, n-auziți să nu mai cântați? Haideți, domn primar, că azi povaca a treia oară nu ne mai primește. Ziceți, mă! Băi, Laurențule, ție nu ți-e rușinea, măi? Da, se poate! După ce că din cauza voastră am ajuns în situația asta... Domnul primar, băi, îmi pleacă lumea de la nuntă! Nu apucă să strigăm darul, domn primar! Băi, Laurențule, eu nu vorbesc românește, băi! Laurențiu, Turtoi, Genica! Suntem într-un moment crucial! N-o să vă las să stricați imaginea comunei noastre, a județului nostru! De fapt, a României noastre în Europa, măi! Măi, bă, să stai numai cu gura pe ei, mă! Bă, să stai cu gura pe ei, că altfel e nenorocit! Domn primar! Ce, mă, zi? Vreau să vă mai spun și eu ceva. Zi! Eu am până acum 3 dosare cu Rambo. Și unul cu domnul senator. Așa. Dacă se înfurie ăștia, o să sparg iar panou cu Rambo. Mă, ești ceva de groază, mă, nu de asta ne arde. Acum noi stăm de la prânz, așteptăm comisia și ție ți arde de Rambo. Am înțeles. Trăiți. Ne ferește. Da, asta e mai lipsa lui primă ăsta, domne. Un picior în ghips, că restul e... Primar, mă rog eu frumos,
Măcar o țuică mică să bem, că stăm așa pe uscat. Mă, ce-am vorbit eu adineori cu voi, mă? Eu mi-am răcit gura de pomană, mă. Nu bea nimeni nimic. Domnul primar, păi cum încurajează statul familia dacă nu lasă să bem și noi o țuică măcar? Bă, eu vorbesc cu pereții, mă. Mă, fiți atenți, dacă pune unul picătură de țuică în gură, nu pleacă în China, măi. Doamna Angelica, vă rog eu că dumneavoastră sunteți mai miloasă. Ei, sigur că se poate, Laurențele, sigur. Se duce și voi acolo, o țuiculiță acolo, ce e, nu-i așa, George? Bine, dragă, hai să servească o țuică. Bine, măi, serviți o țuică, dar fiți atenți la mine. Mă, nici musca asta nu se audă. Liniște de mormânt, măi. Hai. Mulțumim. Să rămână, mulțumim frumos. Să rămână, prima. Băi, măi, tineretul, mă, nici un pic de simțul răspunderii, mă, deloc, mă, îți vede bine situația în care ne aflăm și ele cu gână. Dar ce numai ăștia, tinerii, dar ăilalți, tu crezi că eu am încredere acum că ăia sunt acolo ăia unde am pus să stea să păzească dacă ori veni oamenii, ne trezim cu ei aici în ușă. Dar ce om, mă las pe ei, mă duc eu să verific, mă. Noi, dacă nu stai cu gura pe ei, dacă nu verifici, dacă nu stai cu gura pe ei, s-a terminat. S-a terminat. Deci știți de ce? Că nu e simțul răspunderii. Măi, eram sigur. Sigur eram. Eram sigur că nu vă găsesc la locul eu. Unde te-am trimis eu să stai? Unde trebuia să stai tu? Eu te întreb. Dar nu mai puteam să mai stau, domnul primar. Nu mai puteam. Ăla nu mai vine odată. Ai dat telefon să întreb? Dar ce, mă, asta e treaba ta, mă? Asta este treaba ta, mă, Iancule. E treaba mea, mă. Treaba ta este să stai acolo unde te-am pus eu, să te uiți când vin oamenii să le anunți. M-am uitat, a venit rata și am coborât să văd dacă nu cumva a venit cu autobuzul ăsta. Ce, Iancule, spui tâmpenile astea? Niște persoane așa de importante, ți-i chipui tu că au venit cu rata? E bine că vă râdeți. Băi, ia gata, mă, ia nu mai râdeți și voi, băi. Băi, fii atent. Dacă se rătăcesc ăștia din cauza ta, ești terminat, să știi. Mare pagubă dacă se rătăcesc. Eu nu stau după marfă, domn primar, stau ca urez după acoperișul școlii. Că și așa mi-a ducut mie școala foarte mult. Doamna Mela, baba n-a facere, a? Ce facere? Cu mercurul, cu rulmenții aia care vindem în China. Păi, pe mine mă întreb tu, mă? Aoleu, ce-i în capul tău, mă, Iancule, mă? Păi ăla cât te-a lăsat eu repetent, nu te-a lăsat nimeni. Și la ce v-a folosit, doamna Mela? Păi tot degeaba, bineînțeles. Lăsați că și pe Ifrim l-ați lăsat repetent de 5 ori și nu i-a folosit la nimic. Mai țineți minte că l-ați întrebat dacă știe și el vreo mare? Și a răspuns, da, Marea Britanie. Bă, da, prost. Bă, dar ce deștept? La glume. Mă, voi auziți că nu se mai aude nimic de dincolo? Ați văzut, mă, dacă m-am repezit în ei? Ăsta e poporul român. Bă, n-ar înțelege ei de vorbă bună, mă. Bă, numai cu biciu, mă. Numai cu biciu. Atențiune! În calitate de primar al acestei comune, începând din acest moment, declar nunta ilegală. Nunta se interzice! Bună seara, bună seara, bună seara! Dar ce ați pățit? Ce s-a întâmplat aveți picioarele în gip? Să rămână. Și dumneavoastră? Nu, e numai așa, vă explic eu, doamnă, ce să facem, doamnă, dacă ne-am chinuit toată noaptea și n-au fost în stare să învețe nici măcar un dans bătrânesc. Vine comisia de la București, dacă vine, vine și vrea să le arate, să le arătăm dansurile, o să le spunem, domnule, v-am arătat, dar oamenii de atâta repetat și-au rupt picioarele. Și asta e, mai bine vi le povestim și haideți poftiți la o luntă. Mai râdeți, doamnă, în situația în care suntem, ne-am dat seama că nu putem să ieșim din ea decât cu picioarele în gips. M-am inspirat în istoria recent. De ce râdeți, doamnă? A fost în istoria noastră un caz recent care ce-a băgat piciorul în gips și până nu s-a rezolvat.
Vorbesc serios, doamnă. Genica, și tu ești în gips. E din ansamblu. Haideți, domnul primar, nu mai chinuiți, e și ea mireasă. Domnul primar, pe mine mă mănâncă în talpă. Și tu? Pe mine, eu îmi scot gipsul, să știți. Și eu mi-l scot. Jos gipsul, jos gipsul. Jos gipsul, 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 jos gipsul. Ce ai zis, măi, Laurențule? Am zis că mă mănâncă. Și pe mine mă mănâncă. Bă, dar voi credeți că pe mine nu mă mănâncă, măi? Mă mănâncă, măi. Și o să ne mănânce pe toți, băi, o să ne mănânce de vii, o să ne mănânce până la urmă. O să ne roadă, o să ne mestece și până la urmă tot o să ne înghită, băi. Domn primar! Domn primar! Au intrat vitele în sat, domne, au rupt gardurile. Eu nu mai răspund de trafic, v-am spus. Jos gipsul! 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 Alo! Alo! George, ți-am spus, zile ceva, dă-le ceva, dragă! Băi, stați liniștiți! A căzut Iancul după acoperiș! A căzut pe panou cu Rambo, bă! Alo! Ce-a făcut, mă? A pățit ceva? Da, mă! I-a rupt piciorul lui Rambo! Băi, Iancule, dacă n-o să te dau eu afară odată și odată, cât îmi ești tu de nepot? Băi, oameni, eu sunt de acord, mă, să ne scoatem gipsurile, dar dacă vine comisia, ce le arătăm? Îi arătăm grajdurile. Îi dăm o gutuie, domnule. Primarule! Mai bine lăsăm ansamblu vechi, așa cum era el a început aici așa. Bre, dar voi doi, de ce n-aveți picioarele în gips? Pentru că era coadă la dispensar, că s-a dus tot satul acolo. Că zice că cine are piciorul în gips, pleacă în China. Da, da. Jos gipsul, 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 jos gipsul. Băi, oameni buni, eu zic așa, mai bine să dăm drumul la nuntă, că viața e scurtă, situația e grea și oricum nu o să ieșim din ea. Jos gipsul și să cânte muzica! Doamna Mela, da, sărut mâna. Stimați nuntași, dragii mei, în aceste momente solemne despre emoția care ne împărtășește, baflu aici lângă mine cu cea care este practic privighetoarea noastră etnofloarea din grădina muzicii românești. Sărut mâna, doamna Maria Munteanu, care îi oferă onoarea de a se invita să vă cânte. Vă mulțumim foarte mult! Și-am zis verde zece oară, Marie și Marioara, Marie și Marioara, iau pare de momoară. Parul să fii de sub, să nu mă omori de tot, măi. Marie și Marioară, iau pare, nu moară. Haideți, vă rog, la dans toată lumea! Dedicăm această piesă și nașilor, aplauze, să ne trăiască, să vă trăiască bine, aplauze pentru nași, pentru părinți. Leanita, să trăiești! Și de trei zile zac în poală și nu-mi
ce nimeni scoală. De trei zile zac în boală. Ce nimeni scoală. La de izlice bunda ta m-ar mai trage inima mă. M-ar mai trage inima măi. Doamna Melania, știu că s-a întors fiul dumneavoastră din Germania și am o idee. Am o idee să cântăm împreună pentru fiul dumneavoastră o piesă. Pentru Gheorghiță, foarte curând din Germania și care se bucură de cântecele noastre. De lămiță, colovale-n boieniță, colovale-n boieniță, cea de merțanul lui Gheorghiță. Paște calul lui Gheorghiță, privonită-o garofiță. Paște calul lui Gheorghiță, privonită-o garofiță. În continuare cântă pentru dumneavoastră Herr Gheorghiță! Ob du bist so schuldig, ob du bist das nicht, das tut mir nicht weh, weil ich weiß, dass du liebst mich. Und ob du bist so schuldig, ob du bist das nicht, das tut mir nicht weh, weil ich weiß, dass du liebst mich. Und Hannelore, und Brigitte, und Luise, hier und liebt mich, Elise, Lotte. Kommt hier, kommt hier, kommt hier und liebt mich. Danke! Și acum să luăm toți loc și să mâncăm! Și să nu uitați darul! Da, mai ales să nu uitați darul! Uite-o chinezoaică! Iancule, ți-a venit chinezul de la Angru? Nu e stradă-n primar. Ăla era chinez, nu femeie. Cu ce ocazie pe la noi? Mă bucur foarte mult că am onoare să cunosc ansamblul de dansuri populare al dumneavoastră. Și în țara mea, tradiția și obiceiurile sunt păstrate cu mare respect. O vorbă înțeleaptă spune că cine nu are trecut, nu are niciun viitor. Mă bucur că și aici sunt oamenii cu sufletul curat, care nu lasă să se piardă tot ce e mai bun și mai frumos în poporul lor. Vă mulțumesc! Arigato gozaimashita! Aligato gozaimashita și noi. Dar cu ce ocazie? Eu am venit la dumneavoastră ca să vă învăț un dans tradițional. Dumneavoastră? Eu. Dar noi așteptam o comisie de la București. Eu vin din București, de la ambasador. În acest caz, vă rog să-mi dați voie, ca primar al comunei, să vă urez un sincer bun venit ca sol al poporului prieten chinez. Iertați-mă, eu nu înțeleg toată limba română, dar eu sunt din
Japonia, nu sunt din China. Și eu am venit la dumneavoastră ca să vă învăț un dans tradițional japoneză. Păi, noi trebuie să mergem în China. Ai de capul meu ce fac eu cu dansul japonez în China. Domn primar, ce importanță are, domnule? Japonez, chinez, nu-i tot aia? Cine a trimis-o pe dânsa știe dânsul mai bine, nu-i așa? Absolut. S-a rezolvat. Facem dans japonez. Da. Dar mai înainte, noi am dorit să vă invităm la un obicei tradițional românesc care, întâmplător, se desfășoară aici la noi chiar în acest moment și care el s-a păstrat încă din cele mai vechi timpuri. Este vorba despre o nunăta. Guleamă-te. N-a înțeles. Stai, stai așa că spui eu. Opți așa picioare moi, că eu și eu după voi. N-ai înțeles. Doriți cumva o țuică? Țuică? Nu. Țuică nu. În România peste tot nu mai țuică și nu mai pot. Nu mai vreau. Doriți cumva o gutuie? Doriți cumva o gâtâie? N-a înțeles. Ia uite la Orențiule, doamna japoneză are un aparat de fotografia. Shhh. Hai să facem poze, hai cu toții la poze. Facem o poze, poze. Ce le este mirele și mireasa? Mireasa? Ia mâna de poze. Să stăm puțin aici împreună. Păsărica! A făcut o poză frumoasă. Noroc cu japoneza că venise cu aparatul. Da, japoneza ca tot japonezul. Nu pleacă el nicăieri fără aparatul fotografiat. A venit la betelia, a venit cu el. A venit cu el, a plecat fără el. I l-a furat între timp. N-a fost nici atentă. Hai să nu mai exagerăm cu chestii din astea. E, și pe urmă, domnule, a început notă.